Clubul sportiv școlar Reghin se pregătește pentru cea de-a șasea ediție a Cupei Municipiului Reghin la fotbal juniori, etapa a doua. Partidele au debutat astăzi și vor ține până duminică, atunci când se vor disputa finalele. Această fază este rezervată categoriilor de vârstă născuți în 2000, 2001 și 2004 și au anunțat prezența 10 echipe de copii născuți în 2004. Este vorba de formații din Sânt Georgiu de Mureș, Brașov, Cluj, Baia Mare, Odorheiul Secuiesc, Bistrița, Gurghiu și Reghin. Meciurile pentru categoria născuți în anul 2000 se vor disputa pe terenul sintetic din Morăreni și participă 4 echipe din Reghin, Brașov, Ludu și Odorheiul Secuiesc. Numai puțin de 16 formații de copii născuți în 2001 participă la Cupa Municipiului din acest weekend. Confruntările au loc deja de astăzi, pe terenul sintetic din strada Iernuțeni. La fel ca în fiecare an, câștigătorii vor fi recompensați cu diplome, cupe și premii speciale pentru cel mai bun jucător, portar și golgheter. Scopul turneului este de a populariza fotbalul pentru copii, dar și de a forma și menține legături prietenești și sportive.